Cine nu a fost pe fază și a ratat momentul, a pierdut șansa. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Suceava a finalizat campania de primire a cererilor de plată pentru măsurile de sprijin pe suprafața pentru anul 2013. De la 1 martie și până pe 10 iunie au fost depuse peste 57.000 de cereri, cele mai multe prin aplicația electronică IPA Online. Cine dorește să mai depună cereri de acum înainte, nu o mai poate face pentru că niciuna nu va mai fi admisă. Acest sprijin financiar pe suprafață pentru fermieri este finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, precum și de la bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În urma centralizării datelor, județul Suceava a înregistrat mai mult de 57.700 de cereri primite, ceea ce situează județul nostru pe primul loc la nivel național privind numărul de cereri. Suprafața aferentă acestor cereri, deci suprafața de teren utilizată prin cereri, se situează undeva în jurul cifrei de 222.000 de hectare. Acest succes n-ar fi putut fi posibil fără un efort susținut al salariaților APIA, care au lucrat mult peste program normal de lucru, au lucrat toate weekendurile. Cei care nu au apucat să depună cereri nici nu o mai pot face. Deci nu. Aplicația s-a încheiat la data de 10 iunie, data de 15 mai era data până la care cererile se depuneau fără penalizări. Între 15 mai și 10 iunie s-au primit cereri cu penalități de 1% pe zi, dar s-au primit. După data de 11 iunie nu se mai primesc cereri în niciun caz. La nivel național, din ce ni s-a comunicat, mai mult de 1 milion de beneficiari, iar suprafața aferentă acestor cereri se apropie de 10 milioane de hectare. Ceea ce pentru nouul program agricol comun, perioada 2014-2020, ne îndreptățește să credem, să sperăm că sumele alocate prin program României vor crește considerabil, deci APIA rămâne în continuare un colaborator al agricultorilor din județ și din țară.